în contextul în care României îi este refuzată aderarea în spațiul Schengen de către guvernul austriac și în timp ce Europa este frământată de un război la granițe, dar și de scandalul de corupție cu sute de mii de euro al europarlamentarului Eva Kaili, m-am decis să caut răspunsuri la întrebări precum a fost sacrificată aderarea României în Schengen pentru un scop electoral? Care este opinia publică vis-a-vis de acest subiect, făcând o paralelă cu ghilimelele de rigoare între mica Vienă și Viena? Printre ghirlande și miros de vin fiert, am stat de vorbă cu oameni pe stradă, majoritatea indignați și sfioși să vorbească despre acest subiect, rușinați că guvernul lor a putut să ia o astfel de măsură. Am reușit să vorbesc și cu un oficial al Comisiei Europene din Austria, care m-a ajutat să-mi fac o imagine off the record a climatului politic din Austria, Wolfgang Bogensberger, președinte al reprezentanței Comisiei Europene de la Viena. The European Commission, which I am representing, is very unhappy with this decision. We are confident that this is not a final position, but a transitory position. My message to Romanians would be, please do not consider this as a final decision. I know it's difficult to say, but please stay patient, keep and maintain your confidence. It is quite often in history that something doesn't work out as one would have wished, but quite often we have noticed that the situation has been solved quite soon later on. And I'm very confident that this will happen as well with Romania. Romania belongs to the European family. Romania has done quite a lot. Romania is capable in protecting the external border, and we will and would wish that those political powers and forces inside Romania that have contributed to that will be awarded for having done this. But do you think it's fair for Austria to vote nay for Romania? It can't be something good. It's always just an egoistic fight. I think it was a big mistake of the Austrian government not to say welcome to Romania and Bulgaria. And I think they should be a member of Schengen because we are a European family. Ore mai târziu, după călătorit și stat prin vămi, găsesc Timișoara comemorându-și eroii care au murit pentru ca noi să fim cetățeni cu drepturi depline, nu de rangul al doilea sau al treilea, ci egali cu orice alt popor și uniți în democrație. Timișoara va fi anul viitor capitală culturală europeană și mare mi-a fost mirarea să aflu că austriecii chiar știau lucrul acesta. V-aș minți dacă v-aș spune că nu mi-a fost dor de căldura și deschiderea oamenilor la dialog din Timișoara. În Viena m-am izbit de un perete rece de refuzuri la dialog, mai ales pe subiectul Schengen. Sunt cele două orașe asemănătoare, în multe aspecte da, mai puțin unul. Ei sunt în Schengen, iar noi nu. Migranți avem și noi, au și ei. Vin foarte scump la târgul de Crăciun, notat. Cu toate acestea, multiculturalismul și vântul european continuă să bată la Timișoara, la fel de tare ca în decembrie 1989. Così come sono Italia e Romania, sono un esperto di problemi comunitari, mi sono occupato di forte molti progetti per l'Europa. Poi ho aggressato la mare, trebbeva gandire mai bene sia a livello politico, probabilmente sia in parte Romania, all'ipsiceva a livello di planificare diplomatica, ma non ho aggressato in Romania, ho aggressato sostanziale in faccia all'Europa che trebbe che è unita, onde Romania protesta come forte scunto da queste asta si delle sboi in Ucraina, meglio dell'em della voi. E acum se gandesc che face trabasta, no, non è corretta, trebuie absolut che Romania reazionesc foarte dur e che ripune su un plan diplomatic problema, ma probabil că un Austria trebuie reazionat la fel che ei, se nu, probabil că nu înțeleg. Dipende mai mult de la voi che de la ei, pentru că ei, din momentul că o reazione foarte dura, io cred che ei reazionesc. Înțeles că mi pare mai mult o reacție de un interes electoral interior că exterior. Asta îmi pare rău. Mă pare rău că se folosește o altă țară europeană pentru un interes electoral interior. Pe termen lung, da. Sigur ne va afecta. Ce părere să am? Asta e politica. Se pare că interesele politice sunt mai mari decât interesele reale. E păcat că
pe de altă parte ne cere să fim europeni, dar când să fim, unii nu ne acceptă. Fără să fie un motiv, într-adevăr, plauzibil și întemeiat. Sperăm de la diplomația română să-și facă treaba mai clar. N-au niciun motiv să nu ne primească în corpul comunitar. Crezi că o să intrăm? Cel mai probabil, da. Cel mai probabil, da. Proxima ocazie. Well, actually, I was really sad because I think that everyone deserves that place for Schengen. Because if we are in European Union, then I think that everyone needs to have that like privilege to come in Schengen. And I hope that you will like come in Schengen in the next term. Esla Krat, I really like your country. This is the first time I'm in Temišvar and I really like it. Veliki pozdrav iz Hrvatske za cijelo Rumunjsku i Temišvar. Ne plače Temišvara, pozdrav iz Hrvatske! Like the real Beyonce, you know, the mystery face. The Makišavana, it's Makišavana. Yeah.